Produsele tradiționale rămân preferatele sălăjenilor pentru masa de Paști, chiar dacă bugetul este redus. Sălăjencele spun că de pe masa lor nu vor lipsi cozonacii, sarmalele, carnea de miel și ouăle roșii. Drop de miel, friptură, salată de băuf, șnițele, piftele, tot ce trebuie. Ceva tradițional. Ce înseamnă tradițional? Miel, ouă, cozonac. Oh, cred că multe, dar nu le avem degeaba. Trebuie să gătim de obicei, de obicei. Cozonacul, sarmalele, carne de miel, drob, ouăle și altceva. Ce se poate, dar nu este bani, deci nu avem atâta condiție. Ce să facem? Bine. Numai ce putem. Foarte multe vor lipsa, că pensia e mică. Și trebuie să-mi ajungă de la o pensie la cealaltă. În schimb, gătește fiica mea, miel care e tradițional și un pic de aperitiv. Ouăle, roșii, miel, dar nu prea că nu-l mâncăm, cozonac, prăjituri, deci astea ce-s tradiționale. Gospodinele au început deja să se aprovizioneze cu produse alimentare pentru a prepara tradiționala masă de Paști, pregătirea acestora fiind în plină desfășurare.